Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi, la aproximativ 4 zile după ce am adus nucleul la această colonie, adică am adus matcă, a sosit timpul să-i dăm drumul la matcă să își preia funcția fără niciun risc. Tot ce avem de făcut este să scoatem diafragma respectivă. O să vedem și nerăbdarea albinelor. Aici în spate avem nucleu. Acum când o să-l desfac, el o să zboare, fiindcă n-am mai ieșit afară de 4 zile. După care se va întoarce la stup. Bine, deci trebuie să îndepărtăm o diafragmă. Aceasta este o diafragmă care a stat ca să nu se scot rama. Scoatem această diafragmă. Și acum punem rama înapoi. Așa, nu e mare lucru, diafragma va trece în spate. Deja nu mai avem riscul ca albina să se atace, ele sunt prietenă. Deja se comportă ca o singură colonie. Nu te împinge ramele spre față. Cam atât avem de făcut. În tot acest spațiu, matca va avea loc să depună ouă. Deci, în partea din față, matca are spațiu suficient de a depune ouă. Diafragma aceasta o îndepărtez. Iată cum stă albina pe ea. Acum se mut cuibul în mijloc. Atât am de făcut, ramele cu matca și cu puiet vor trece în mijloc. Iată ce colonie o să iasă de aici. Acestea două rămân așa, acestea trec în spate. Acum încare și cu albine trece în spate. Să verificăm un pic ce avem aici, să nu cumva avem vreo botcă, dacă e vreo botcă o distrugem. Era o botcă care mi-a scăpat data trecută. O
O dăm în spate și rama cu puiet în față. Mierea în spate și puietul în față. Și am aici rama aceasta albă. O dăm tot în spate. Asta. Albina nu mai construiește de acum. Am mai făcut acest lucru și în filmele anterioare, dar se poate generaliza fără probleme la câte mai multe colonii. Avem puietul tânăr. Dăm în față. Așa trebuie să fie în mod normal. Puietul la mijloc și în laterale mâncare. Altă ramă scoatem de aici, dăm în spate. Și tot așa. Înglobăm cuibul. Altă ramă cu puiet și o ad frumos, deci matca și-a continuat activitatea. N-a fost stresată, fiindcă am adus aici, fiindcă a venit cu albina ei cu tot. Și cel mai ușor, cel mai bine acceptate mărcile sunt care ouă, deci nu sunt stingherite. Dacă aș pune un bigudiu, n-ar mai o această matcă. Și atunci activitatea ei ar fi sesizată de albină. Ar fi mai greu de acceptat o asemenea matcă. O să mai aducem. Dăm în spate. Ceva foarte simplu și așa va restrânge cuibul așa cum dorește. Ia să vedem. Multă albină tânără. Mă uit să văd pe unde este mătcuța, dacă e prin zona, că o prezint. Deci cam atât am făcut. Ăsta e cuibul pe 6 rame. De aici ea se va extinde.
în funcție de cum are nevoie. Cum are nevoie? Caut o ramă cu mieră. Care să înglobesc cuib. Iată aceasta. Și asta e tot. Aici las o ramă și punem diafragma înainte. Ea va fi undeva pe 10 rame, teoretic. Dar știu că va ierna vreo 6-7 rame, fiindcă așa va fi la momentul respectiv. Deci iată ce ușor am obținut o colonie de albină cu matcă. O matcă care nu și-a întrerupt o dată între timp. Dar pentru acest lucru avem nevoie ca în timpul verii să obținem nuclee de rezervă, ca să le folosim unde avem noi nevoie. Bun, aceasta este o familie rezolvată. Nu mai avem ce să ne facem griji cu ea. În următorul film, numai bine.